Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 17 aprilie 2022. Cum să-i ajuți pe cei răniți sufletește? Cuvintele unui înțelept sunt plăcute. Eclesiastul 10, versetul 12. Faci parte dintre persoanele extrem de sensibile și care se simt imediat rănite? Îi rănești pe cei din jurul tău fără intenție? Dacă da, pot exista trei cauze. 1. Dăm glas propriei noastre suferințe. Scriitorul german Hermann Hesse, laureat Nobel, ne-a lăsat următoarele cuvinte. Dacă urăști pe cineva, urăști ceva din acea persoană care se regăsește în tine însuți. Ce nu face parte din noi înșine nu ne deranjează. Am încheiat citatul. Ne este util să nu uităm că oamenii răbufnesc adesea ca reacție la ceea ce se întâmplă în lăuntrul lor. O a doua cauză? Când suferim, suntem țâfnoși. Să ne imaginăm că ne-a intrat o așchie în deget. Noi o ignorăm, iar degetul se infectează. Cineva încearcă să ne scoată și noi urlăm la acea persoană: mă doare! Cu toate acestea, problema reală este așchia pe care am trecut-o cu vederea și nu persoana care încearcă să ne ajute. Oamenii care suferă reacționează peste măsură, exagerează și, de asemenea, au o influență exagerată. Consilierii care se ocupă de familii aflate în criză spun că, din punct de vedere emoțional, unul dintre soți, iertați-mă, vomită, iar celălalt face curat. De obicei, cel ce suferă cel mai tare provoacă cel mai mare rău. Și o a treia cauză? Avem nevoie de timp ca să ne revenim dintr-o durere. Reparațiile rapide nu dau rezultate. Cea mai mare dovadă de bunătate pe care o putem arăta cuiva care suferă este să-i arătăm că ne pasă. Și dacă dorește, să-l ajutăm să-și rezolve problema și să depășească durerea. Uneori putem obține lucruri bune din situații neplăcute. O firmă de salubritate care avea în grijă canalizarea de sub străzile unui oraș a găsit 61 de inele cu diamante, numeroase monede vechi și tacâmuri de argint. Vedeți, munca era tare neplăcută, dar muncitorii au putut să păstreze lucrurile valoroase pe care le-au găsit. S-ar putea să te confrunți cu situații extrem de neplăcute, dar în acest proces, tu poți descoperi lucruri prețioase despre care nici nu știai că există. Și după toată strădania ta, poți să te alegi și cu o relație de prietenie extraordinară.